Harnicii muncitori sportivi de la clubul de fotbal Unirea din Usdin, printre care îi enumerăm pe Milan Tale Andrici, Marcel Seculici, Dorel Drăghici, Marius Petrovici, Miodra Grudici și alții, au organizat excelent finala ediția 59 a îndrăgitelor întreceri sportive dotate cu Cupa Libertății. Cu detalii despre acest eveniment, dar și altele ce țin de clubul de fotbal Unirea, vine să ne informeze vicepreședintele clubului, Marcel Seculici. Am acceptat asta, să organizăm asta, evenimentul ăsta, acesta, Cupa Libertății, după 29 de ani să joace la Usdin finala și participă asta patru echipe, Usdinul, Petru Văsăla, Săleușu și Grebeneață. În debutul manifestării fotbalistice, cele două coruri ale Bisericii Ortodoxe Române, cel bărbătesc și feminin, conduse de profesorul Daniel Cheț, Orchestra de Muzică Populară Românească, precum și cele două formații folclorice ale Căminului Cultural Doina, au prezentat un foarte calitativ program cultural-artistic, iar coriștii, muzicienii și dansatorii au fost răsplătiți cu aplauze frenetice. Cupa Libertății 2018 a fost oficial inaugurată de către Daniel Magdo, președintele Comunității Românilor din Serbia, iar lovitura de onoare la începutul jocurilor a revenit lui Todorică Puia, cel care a evoluat la prima ediție în anul 1959 a Cupei Libertății. Despre tot ceea ce înseamnă Cupa Libertății pentru minoritatea română ne-a vorbit ziaristul Vasile Barbu. Este o cinste, o onoare și un îndemn ca să se continue cu practicarea mini-fotbalului, iar la Usdin pot să spun că mini-fotbalul este la el acasă, pentru că de ani de zile, din 1965, se organizează tradiționalul turneu de mini-fotbal pe străzi. Iată o dovadă că aici se iubește mini-fotbalul. În trecut erau, fiecare stradă avea câte două echipe participante, acum numai câte una, chiar două străzi au făcut împreună o echipă, dar este principal că tradiția se păstrează. În ceea ce privește Cupa Libertății, da, este o tradiție bogată. Întrecerile au început în anul 1959 și de atunci în fiecare an se organizează. Au fost mici întreruperi, vreo 2-3 ani a fost o criză, nu s-au ținut, dar este principal că se continuă. Usdinul dintotdeauna a avut succese la aceste întreceri, chiar la ediția... Prima ediție a și luat cupa. La început, Cupa Libertății s-a organizat și la fotbalul mare. După aia s-a revenit la mini-fotbal pentru că este mult mai atractiv pentru suporteri, pentru public, pentru la urma urmei și pentru televiziune. Iată că este o sărbătoare a sportului, a mini-fotbalului la Usdin. Finaliste au fost patru echipe. Vultul din Grebenaț, Vladimirovas din Petrovasâla, Voivodina din Seleuș și Unirea din Usdin. Toate meciurile au avut loc în nocturnă pe noul stadion de sporturi mici al clubului de fotbal Unirea și în fața unui numeros public. Marea finală, așteptată cu viu interes dintre usdineni și seleușeni, s-a încheiat cu marea victorie de 5-1 a gazdelor, pentru care au înscris Daniel Magdu de 3 ori, iar câteodată Nicola Vulișić și Miodrag Rudici. Golul de onoare pentru seleușeni a fost marcat de Cristian Gătăianț. Cupa învingătorului a fost înmânată de către reprezentanții Casei Libertatea, redactorul Vasile Petrică. Pentru echipa învingătoare au evoluat Antonel Iepure, Marius Petrovici, Nemanja Vulișić, Denis Adrian Magda, Jarko Zecevici, Cristian Șuboni, Marcel Seculici, Miodra Grudici și Piștica Roberto Laslo. Cel mai eficace jucător al concursului, cu 5 goluri marcate, a fost fotbalistul usdinean Denis Adrian Magda, care de altfel joacă și la clubul Ripensia din Timișoara și el a fost premiat de organizator cu o cupă. Un juriu al concursului a mai acordat următoarele premii. Cel mai bun jucător, deci, Denis Adrian Magda. Cel mai bun portar, Antonel Iepure. Premiul pentru sportivitate a revenit lui Daniel Balan din Petrovasâla și clubului de fotbal Vulturul. Jucătorii primelor trei echipe clasate, Unirea din Usdin, Voivodina din Seleuș și Vladimirovas din Petrovasâla, au primit din partea Casei de Presă și Editurii Libertatea medalii.